Salutare, dragi prieteni, bine am găsit la un episod. Sunt puțin nervos. Am încercat să filmez. A trecut 2000 de video. Eram în meci. Îl văd pe unul. Mă întorc spre el, țintesc. Și deși am stabilizator, aparent a fost o groapă în asfalt și mi-a făcut unul să sară și l-a avut timp să tragă în mine să moare. Drăguț. Foarte drăguț. Kill me plus. Asta e, jocul numai cu 72, eu am un backup dacă e nevoie, avioane, vai, neamurile lor. Serios, stau prost la avioane aici, trebuie să mai dau researcher ceva. Da, nu, no. Not today. Aș vrea să fac la nemți și la americani avioanele. Da. Bun chat, cred că e 9.7 meci, ne ducem aici, stăm ca fegății la snipe, fagoți, langăș, bug 24, am zis că bug 24, așa, mă șert singur. Uitați, 800 de metri până acolo. E o regulă nescrisă, nu știu. Ceea ce știe orice player care joacă harta asta și stă la snipe dintr-un cap până în altul, 800 de metri. Pe bune, no pen. Acolo e intrat, da? Mai dar numai doi oameni din patru știu să le iau. Nu se poate câte un kill ca lumea. Na, uite. Bine că tu nu poți să-l iei. Bounce. Aștept pe ăla acolo. Să-l aștept pe ăla acolo. Nu, că-mi iese ăsta la alt. Și el mă omoară. Și eu nu-l omor. Nu, nu. Trebuia să văd unde m-a penetrat. Ce prost ăsta. Nu, trebuia să aștept să văd unde m-a penetrat. Îmi place, am băgat o lovitură în ăla, n-am murit. Am băgat o lovitură în ăla, n-am murit. Am mai băgat o lovitură în ăla, n-am murit. Eu one shot kill. Asta, asta iubesc cel mai mult la tier mare, că îi doare undeva că trag eu, bag 15 lovituri în ei. Nu, îmi penetrează moromolul taia e. Aia slangoșul care trebuie să moare, moare din one shot de fiecare dată. Vai, neamurile tale. Bă, ăsta din aia inamici în dreapta? Sau? Oh, hello! Bun, a câtelea proiectilii care îl băgăm în ăla? Întreb pentru un prieten. Și mie chiar frate. Îmi place că se gliciește mitraliera. Când ți se ia un optic. Hai pe a, Arti. Ți-am mai băgat și în ăla și nimic. Uite acolo pe unul. Iară tu nu. Gen prili. Mor cu ăștia care mă știu. Și trag random și nu.
Mizeria aia trebuie scoasă neapărat. Cred că s-a ia abordarea aia alaltă, pe lângă cadavru. Sau? Mai fort? Da, trebuie să iau abordarea aia alaltă. Vezi, totuși cine capturează ce o... Uite-l. Al câtelea proiectilii care îl bagă în ăsta și nu-l omoară? Ăsta a fost avion. Ii, ce trebuie. Al câtelea proiectil băgat în ăsta au fost? Să-mi zică și mie careva. Pe bune. E a doua oară că mă omoară. One shot kill, a doua oară. Și el nimic, el nimic, frate, nu. Și de asta nu-mi place mie să joc la tir mare și nu știu dacă să mai joc prea curent. Evident că o să mai joc, dar pui mei, frustrant. Pe bune, bag 3-4 ori proiectile într-unul, nu moare, eu îmi iau două ori one shot. Adică, bun, înțeleg, nu mă refer la faptul că vor da bounce-uri pe mine sau din astea. Mă refer în ideea că dacă reușesc să mă penetreze, mă moare instant. Eu dacă reușesc să-i penetrez, nu îi mor instant. Îi penetrez de 4 ori și nu-ți morți. Ei mă penetrează odată și mor omorât. Înțelegi ce vreau să zic? Nu mă refer la bounce-uri sau la hit-uri, gen, codat, nu știu, mi-a luat un optic sau și anila. Nu, mă refer la penetrări propriu zise. Din ei trag odată în mine, pam, m-am omorât. Eu spamez 4-5 proiectile în ei, nimic. 4 cred că am dat în ăla, dacă am numărat bine. Dacă nu 5, dar cred că de 2 ori am tras în același timp cu el și el nu a murit, dar eu am murit. În fine. Da, mă enervez, mă frustrez, normal, evident. Cum naiba să n-o fac? Bun, înțeleg, ăsta e... n-are spaced armor, n-are... armura la fel de groasă ca ultimele modificări, variații ale vehiculului. Bun, înțeleg, dar... ce... Pe bune, frate, trebuie eu să mor mereu din prima? Bine, un factor decisiv e faptul că am 3 membri în total și n-am 4. Mizerile alea de tankuri, majoritatea au 4. Și oarecum e normal. Oarecum. Nu prea, da. Oarecum e normal. Cyber survivability mai mare, dar domn pui mei, am băgat 4 proiectile în ei, nu-i ca și cum am băgat 1. Hai, înțeleg. Bă, nu mor de la primul, dar de la al 4, la 5, dar... Cam trist. Da, da, știu, usa pe FSDS-urile, nu hiturile. Ar trebui să trag cu hituri în ei. Am văzut, o tras de acolo. Rudy Zarijeța. Unde ești? Unde ești? Uite, loader și atât. Vai, ce lag. Nu știu ce am laguie. Dar pe ultimul update am tot. Du-te-n pui, deci du-te literally în pui mei. Unu. Da, normal că dintre toate iau doar unul. Ce aveți?
Rudy жаряется. Ушез. Там он эликоптер. Эликоптер. Морт. Там эликоптер. Va muri tam unde de la arti. Să vezi ce mi-a dat gunoia. O tras. Driver. Of course. Și o să mă pușeze către part 1 și o să fiu mort, clasic. În 24 de secunde mai dăm proiectile. Le-am dat smocurile acum. Pușează, mă pușează. Mhm. Da, uite-l. V-am zis. N-am ce să fac, no. Putem pui tăi cu noi. Hai, nu pot să-ți iau tu, nu? Normal că nu pot. Du-te-mi pui mei de leopard premium. Și asta de asta urez că noi cerile. De genul. No, că intru mizeria asta, îi dau rachete în cap aia. Gunoiul. Dar nimeni nu mă ajută. Și asta mă enervează. Nimeni nu mă ajută. Toți sărtarzii se duc la mama dracu. Aici. De parcă acolo nu trebuie să țină punctul. Parcă zona aia nu-i vitală ca să capturezi B-ul. Nu-i ca și cum faci sniper B din poziția aia și îl cureți. Oh, ce aveți. Hai să-l căutăm pe gunoi. Langoș, să-l vedem unde. Mă aștept să mă omoare. În ideea. Pui mei. Azi o să moară și ala la alta meu. Pe 55 AM. Și-o luăm prost. Da, frate, dacă nu mă ajutați, stați ca proști. Exact, bravo, ai murit. Exact cum ți era predestinat. Meriți. Că ești tâmpit. Bravo, MiG-24! Bravo, bravo! Mamă, bravo MiG-24, du-te naibii. Bravo, mamă, bă, în sfârșit unul cu creier. Bine, mă, cu echipierul meu ăsta. Bine, mă, uite că n-avem număr tâmpiți în echipă. Mai știu și se uite după din ăștia cu poziții specifice și să-i scoată. Bravo. S-a disponat. Hai, un mic 262. O cer. Atrage-l spre mine, nu mă să vezi ce fac. Hopa, 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 hopa. Stai. Faină.
am fost și eu util la o fază. Centurioane, n-am cum să ajung să te ajut. Și mi-ar fi preocupă și tăcerea. Știu, ți l-am scos, a? Unde-i Migu? Upsi. Din care parte vine Migu, aia vreau să știu. Ah, de acolo venea. AVR-ul meu cam prost stă cu... Eu stau să-mi încarc rachetele, aia fac acum chat. Deci ce ciudă mi-e pe faza aia cu leopardul ăla mizerabil. Vreți să știți unde sunt amici. Alt mig. Bă, mă nebunesc ăștia cu migurile. Oh, hello. L-am văzut. Mort, la respect, puiu. M-am saturat de voi. Bă. A, plutea o chestie în aer. Era o chestie acolo care plutește, nu știu dacă se vede. A, cutia aia de... Da, o vedeți? Și era ceva gen... Ce era, cine amic mai e? Apare noi. Blacklit Spanzer, sau cum se numea ala. A, inamicii capturează CEO. Păi da, că e al lor, normal să-l capturează. Mort! E tot uite cum pot să spotez inamici. M-a luat, n-am fost pe fază, îmi pare rău. Speram să inimerez proiectilul. Bun. Chat, dacă avem timp suficient, știți ce se întâmplă. Aoleo, de unde mă dă cu avionul? Vai, marții. Aoleo. Da, nici nu mă dă, da, dracu. 500 la oră, goes brr. Vai, că ta. Și cu 500 la oră dacă mă deplasez, tot n-a ajuns până se gata bătălia, cred că. De obicei aeroportul nu-l puneau aici, după munți, îl puneau aici? Că-s eu prost? Nu, îl puneau aici. Aici îl puneau. Menținem. Viteza de croazieră. Tremura aripile. Dar n-ajungem. Vă zic. Vedeți? Trebuia jumătate de distanță. Și era bara de până aici. Mă, na, desigur, ăștia ar pierdut vehicule, normal. Bun. Locul 4. N-a fost chiar așa oribil pe cât mă așteptam. Sincer, mă așteptam să fie și mai oribil. Da. Ce să zic? Mai un pic și am deblocat asta. Yay! Și o să o folosesc. Pe bune, o să o folosesc în draci. Că toți știu să te penetreze pe aici. Respectiv, na, turela, nici n-are rost să mai zic.
Bun. Asta a fost episodul chat. Am fost de eu. Vă salut și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Bye bye.